Cadavrul lui Traian a fost adus ieri după amiază de la morga din Lugoj. Mama tânărului în vârstă de doar 17 ani abia se mai ținea pe picioare când a văzut în fața blocului mașina ce a adus acasă copilul mort. Printre cei care l-au așteptat s-a aflat și unchiul adolescentului, omul de afaceri George Brăiloiu. Copleșit de durere, milionarul a cerut să-i fie respectată intimitatea. Vă rog frumos să respectați morții. Vă rog frumos. Vă rog frumos să plecați, să fiți decenți, să ne îngropăm morții. Traian Dădălău era elev în clasa a 11-a la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Fiul lui Teodor Dădălău, cunoscut artist local, băiatul moștenise pasiunea pentru fotografie. Unchiul lui, George Brăiloiu, este cel care a cumpărat cu 500.000 de euro manuscrisele lui Emil Cioran, pe care le-a donat Academiei Române anul trecut. Tânărul și-a pierdut viața duminică noaptea în urma unui accident rutier produs în județul Timiș. Cea care se afla la volan era chiar mătușa lui, aflată acum în spital.